Bărbații preferă blondele? Dar pentru că noi suntem femei și suntem foarte deșteapte. Aoleu, ești geloasă, Diana? Păi, verifici telefonul soțului tău. Whatever. Dar când verificai telefonul, găseai ceva? Da, mai găsești, da, am găsit, informația tu, este putere. Doamne ferește! Poate să vină Ițuleasca, Drențuleasca sau mai știu eu, crede-mă, nu contează. Nu tot! Super talentată, super în vogă, super da, celebră. Este un... Dar, așa? Lumea m-a invidiat sau... Da. Nu, dar nu m-am uitat la... Da, am zis eu de la mine. Toate femeile care mai devreme sau mai târziu vor să iasă cumva în evidență se fac blonde. Se poate cu poate sau doar da și da? Lasă-mă cu mine în pace. Sunt foarte fericită pentru ediția de astăzi, pentru că invitata nu doar că este superbă, deșteaptă, mișto, dar este una dintre actrițele mele preferate și pot să zic că și influencer, și prezentator, și multe, multe lucruri, pentru că este polivalentă, să zic așa. Diana Dumitrescu, bine ai venit! Ce mai faci? Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Bine. Foarte bine, am venit foarte deschisă și eram așa foarte relaxată, dar m-ați panicat puțin înainte de ce? Să începem! Cine te-a panicat, Diana? Tu! Tu, Ana, m-ai panicat. Știi de ce, mă? Exact ce vorbeam. Toți invitații la început. Ce mă bucur, am venit foarte deschis alea. Când pleacă, care o mai vorbi? Ștergem numărul. Bloc. Ștergem acum, bloc, gata, nu mai suna. Știu unde stă, o spart. Da, exact. Ca să te liniștesc, îți spun că și pe mine mă cheamă și Diana. A, bun. Deci fii liniștită, mă numesc Oana Diana. Draga noastră, te afli în fața unui detector de minciuni extrem de bine realizat, după cum poți observa. Da. Ăsta a fost bugetul la început, nu suntem nici noi prea bogați. Așa. Iar Octav este judecătorul bătrân. Practic, el este bătrânul tribului. Ok. Va decide dacă tu spui sau nu adevărul. Și ca să înmuiem un pic situațiunea, da, îi avem pe prietenii noștri de la domeniile Davidescu. Ne-au zis așa, mă, nouă ne place mult de Diana, am văzut-o în atâtea proiecte TV, vrem să-i dai să bea din vinul nostru, ca să, unul la mână, guste și să ne spună cum îi se pare, și doi, ca să spună tot adevărul. Da, bun. Bem vin ca să ne descoperim. Exact. Plus că dacă este vin roșu, este antioxidant și face foarte bine. Un pahar de vin roșu pe zi e... Uite, aici e problema. În loc de măr, înlocuim. Exact. Da. Aici greșeam. Pentru că eu tot... Eu nu știam că e un pahar. Uite. Tu, el bea un butoi. Exact. E în regulă. Deci aici era, greșeam eu tot timpul. Nu contează, el a reținut unul. Da. Draga noastră, o să încep ușor și avem un set de întrebări la care tu va trebui să răspunzi cu da sau nu, asta okay, în mod evident. Dar vei și completa sau vei dezvolta răspunsul când ai tu chef. Uh-huh. Întrebarea numărul 1, începem așa ușor, nu o luăm. Întrebarea galbenă, hai zici tu, perde. Bărbații preferă blondele? Da. Da. Nu, dar nu m-am uitat la... Da, am zis eu de la mine. Păi cred că pornește de la mitul acela când blondele erau cumva interzise, speciale și bleach blondul lui Marilyn Monroe, care a schimbat percepția bărbaților pentru femeile blonde. Cred că de acolo pornește, eu așa zic, în viziunea mea. Iar în ziua de astăzi, mi se pare că toate femeile care mai devreme sau mai târziu vor să iasă cumva în evidență, se fac blonde. Sau, indiferent că le stă bine sau nu, că multe se întorc la culoarea inițială, dar această nevoie de schimbare. Te rog, Doamne, ajută că ai zis bine de blonde. Ai găsit subscrim secretul pentru o căsnicie fericită? Se poate cu poate sau doar da și nu? Da sau nu? Da sau nu? Mulțumesc. Bine, atunci merg pe da. 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 Care ades crezi că este secretul căsnicii tale fericite? Compromisul. Aoleu. Mă sperie cuvântul ăsta. Ce înseamnă? Ți se pare că e desperiat, dar nu este desperiat. Să ciocnim înainte, pentru că și eu sunt căsătorită recent și vreau să știu ce înseamnă compromis. Mulți înainte. Mulțumesc. Depinde foarte tare de cât de mult comunici cu soțul, cred, și de la această comunicare cât de dispusă ești să faci compromisuri și până unde poți să duci compromisuri. Adică eu mi-am impus niște limite și eu fac compromisuri în căsnicia mea, în sensul că mai las de la mine. Păi, de exemplu, uite, cea mai recentă discuție a fost despre grădinița copilului și normal că există contraziceri. Da, evident. Și până la urmă am zis ok,
fie ca tine. Am lăsat de la mine. Dar, pentru că noi suntem femei și suntem foarte deștepte, facem lucrurile să fie tot ca noi până la urmă. Dar trebuie să iei mai pe la ploiești. Adică ce ai făcut? Chiar cuvinte, sunt curios. Da. Zici că el și faci ca tine. Da, i-am zis, dacă tu crezi că nu e ok, în regulă, uite, tu vorbește cu educatoarea. Și până seara a zis, da, fă cum crezi tu că e mai bine. Eu mă așteptam la varianta aia cu bine, dar să nu te aud după aia că am făcut ca tine și că n-a ieșit bine. Și tu îl aștepți, adică, tu îl pândești și când iese prima greșeală, ți-am zis eu. Da, eu consider că fiecare bărbat, nu vreau să zic că poate fi manipulat, pentru că și noi putem fi manipulate. Suntem dar nu despre, clar. Dar nu despre asta este vorba. Dar... fiecare persoană își cunoaște persoana de lângă el și atunci, cunoscându-l foarte bine pe Alin, știu că primul lucru pe care îl spune, ca și Carol, copilul, este nu. Și atunci îi las ok, nu. Ce zodie este soțul tău? Taur. Credeam că e vărsător ca soțul meu. Și atunci las nu, el rumegă situația, okay. Ne așezăm, discutăm, este în continuare cu nu. Eu îi zic ok. Eu deja demarez lucrurile în stilul meu, le fac și după aia zice, ai că a ieșit bine, ai văzut, ți-am zis eu. Și cumva, știi, e vorba de compromisul ăsta de a nu avea eu dreptate, las pe el să aibă dreptate, dar oricum fac ca mine. Ești geloasă, Diana? Foarte. Da. Atunci. Da. Vine un subiect. Ce ți-am spus? Eu când găsesc fete geloase ca mine, încep să descos lucrurile. Descoase, mamă, că n-am nimic de ascuns. Cum îl urmărești? Ușor. Să începem prin a te întreba dacă îi verifici telefonul soțului tău. Niciodată. De un an de zile. Asta vreau să zic. Niciodată de un an de zile. Niciodată. La începutul relației, da. Frecvent. Da, îmi place că are un somn profund. Ok. Și tu liniștită, frumos, iei telefonul. Yes. Să înțeleg că ai codul lui de acces, ai tot ce trebuie, tot. Și el pe al meu. Și el pe al tău. Da. De ce de un an de zile până acum? Un an, doi. Cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au schimbat foarte mult când a apărut copilul și dacă până să apară Carol în viața noastră aveam o relație așa... tumultoasă. Exact asta mă gândeam, n-aș fi vrut să-i zic tumultoasă, dar plină de viață agitată, intensă. O relație intensă, lucrurile s-au liniștit, s-au schimbat și după ce ne-am căsătorit și a apărut și copilul și atunci cumva n-am mai simțit nevoia să fac asta. Probabil și pentru că știi că circulă treaba aia pe TikTok și Instagram cu Dumnezeu a lăsat băiatul unei mame ca să cunoască prima dragoste cu adevărat sau ceva de genul ăsta. Și de când a apărut copilul, cumva, chiar dacă ar fi să mă supere ceva sau să mă deranjeze sau să mă cer cu Alin vreodată, nu mai e atât de intens, pentru că e mai important copilul. Da, și atunci de ce să mă supăr și să-i transmit și copilului starea mea, să mă vadă tristă, supărată, când pot să zic whatever, lucrurile cum o să se schimbe mai devreme sau mai târziu, înspre bine, și atunci sunt liniștită și mă canalizez de copil. Dar când verificai telefonul, găseai ceva? Ai găsit vreodată ceva? Mai găsești, am găsit, normal. Like-uri, comentarii, mesaje. Nu, Alin nu este persoană publică, nu are Instagram, nu are Facebook. Ok. Deci nu WhatsApp găseai chestii? Da. Aoleu. Și îl trezeai atunci? Nu. Nu-l trezeai? Nu. Îl lăsai să doarmă? Da, informația este putere. Tu nu... Se poate folosi oricând. Cred că e a doua persoană care... Doamne ferește, și tu dormeai liniștită după aia? Da. Doamne ferește. Bine, dormea liniștită. Nu afla chestii grave, că dacă afla chestii grave, sau nu se știe. Răsul ăsta malefic, deci eu nu știu dacă el... Doamne ferește. Ce e important din punctul meu de vedere, ca tu ca femeie să știi ce vrei cu adevărat. Îl vrei lângă tine? Îl ții. Nu-l vrei? Dispare la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, nu va mai fi acea relație. Și dacă ești foarte conștientă de ce simți și ce-ți dorești, poate să vină X-uleasca, zdrențuleasca sau mai știu eu, portăreasa, că nu contează. Crede-mă, nu contează. Zdrențuleasca mi-a plăcut aia. Deci... Da, am înțeles ideea. Am încercat să fiu elegantă în exprimare. Ți-a ieșit? Da. Nu, dar e bună, că s-o folosim. L-ai urmărit vreodată la propriu? Da. Nu pot să cred. Uite, îmi place subiectul. Nu l-am urmărit la propriu în sensul că m-am alergat cu mașina după el în oraș. Dar totuși trăim în anul tehnologiei. Avem telefon, avem Apple ID, avem toate alea. Avem locația. Și uite așa vezi cum merge cu mașina prin oraș și ai pe dual așa. Doamne, dar știi cum? Văd tot. Și el știa că ai locația lui? Nu. O perioadă n-a știut, acum știe. Foarte bine. Dar, repet, de când a apărut Carol,
n-am mai deschis. O singură dată am deschis, m-a rugat el, auzi, nu-mi găsesc telefonul. De-aia și tu știi să mă găsești. Poți să-mi găsești telefonul. Deci vezi, la un moment dat funcționează și chestia asta. De-aia nu mi-au de-astea de ale voastre. Dar el îți verifică telefonul? Să știi că nu l-am surprins niciodată, dar nu este exclus. Eu îi mai dau la un moment dat să uită-te și tu pe nu știu ce și îl găsesc prin mesaj pe Instagram, prin mesajele de pe Instagram, adică se uită. Ma. Dar nu m-a deranjat pentru că nu am nimic de ascuns. Dar ți-a întâmplat să fie gelos la modul să zică, dar cine e, de ce vorbești atât cu actorul X? Nu. De ce te sună actorul Y? Dar am mai primit mesaje pe Instagram de la diversi, care mai zic, ori sunt niște mesaje din alea agresive sexual, de care dai bloc și oricum nu așa. Și mai sunt și mesajele alea care zice, bună, vrei să ieșim la o cafea, o chestii din astea așa, care fac pe prostul, zic, nu știu că da, ești căsătorită, dar ești combinată, știi, cuvântul ăsta combinat mi se pare atât de urât, da, asta e cuvântul pe care îl folosesc. Și mai zic lui Alin și arăt mesajele și începe și intră și se uită și începe și înjură și zic, hai mă, doar ți-am arătat, adică nu o să crezi că să ies. Dar da, este și el gelos. Dar s-a întâmplat pe Instagram prin mesajele alea să mai dea și decât o pozică, decât o ceva trimisă cu steagul sus, cu ceva a, de-astea. Da, păi da, dar asta este, stai puțin, că astea râdem împreună, adică n-ai cum, da. Primesc suficient de multe încât să râdem. Sunt, să știi, nu vreau să generalizez, dar sunt mulți oameni cu buba la cap. Nu, că mai avem noi. Eu v-am povestit, eu când primesc de-astea mai nașpa. Le trimis lui mami. Da, da, da. Și atâta, nu i-am trimis mami. Atâta îmi zice, ești o nesimțită. Te-am crescut. Te-am îmbrăcat. Așa educație ai tu. Nu ți-ar fi rușine și mai spune și alte cuvinte, etc., da, etc. Să-i trimis cui vrei tu astea, că eu nu sunt bătaia ta de joc. Eu sunt mama ta. Dar eu trimis pentru că eu știu că ea are reacțiile astea. Cumva. Și asta pe mine mă amuză. Nu că-i trimit ei o porcărie. Dar soțul tău e gelos? Soțul meu nu. Treburile astea? Nu râdem împreună de chestiile astea. Dar cred că da, dacă ar găsi chestii, probabil că și el ar avea niște reacții nașpă dacă ar vedea că am dat curs. De cât timp sunteți căsătoriți? De 2 ani. Și împreună? De 3. De 3. Aha. Da. Aha, deci e relație tânără. Tânără, de asta te întreb ca să știu cum informația e putere. Deci să stau liniștită să nu, dacă găsești ceva. Da, pentru că o și cum folosești la momentul oportun. Cum? Adică? Cum? La un moment dat se vine situația X. Când tu vrei să ieși nu știu unde, zici, m-aș nu că vrei să ieși nu știu unde, dar cum să zic, mi-e foarte greu acum să-ți dau punctual un exemplu, dar vin momentele în care poți să le folosești, adică poți să le folosești cu șantaj emoțional, cu durere, cu lacrimi, dacă vrei, și atunci bărbații în general la prima lacrimă a soției sunt puțin, fac pe ei, sau poți să o folosești cu putere, se trece la dosar, când vine divorțul, mămică, ia uite, am și asta, am și asta, am și asta, am și asta. Adică strânge probe pentru un eventual divorț. Doamne ferește. Doamne ferește. Adică ce a făcut prin screen și a trimis, pac 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 pac. Probe, dar le am. Dar ei sta. Nu strâng, dar le am. Dar ai discutat vreodată cu ele, ai confruntat vreodată cu ce ai găsit tu? Bineînțeles. Adică au mai fost și momente când ai mai spus din informații. Evident, vezi că evident. Și ce ai spus? Te miști. Nu știu dacă e bine să spun chestia asta, pentru că poate să învețe bărbații și nu e un lucru de învățat. Păi eu oricum mi-am dat seama că sunt varză. Ok, deci spune-te, rog, eu... să știu ce merg scuze. Merg cu nu până în pânzele albe. Normal. Și atunci când știi că merge cu nu până în pânzele albe, clar e vinovat. Clar a făcut ceva greșit. Da, când zice nu... Deci nu. Eu am trăit tot ce mi-a povestit până acum. Deci practic vine omul cu dovada și îți dă dovada în față. Da, nu e adevărat. Și tu spui, nu e adevărat. Dar cine este? Dar de unde ai luat? Mă, nu e era altceva. Nu e pe telefonul meu, n-ai cum. Da. Ai pus-o tu să-mi scrii. Ei, nici chiar așa, hai să nu exagerăm. S-a schimbat relația voastră de când a avut copilul? Foarte mult. Deci Da. În bine? Da. Este o relație așezată. Acum. Bine, a trecut și mult timp. Suntem împreună de 7 ani. Mulțumim. Cred că copilul și deja ne responsabilizează foarte mult. Și ca părinți, dar și ca iubiți, indivizi, ca să zic așa, adică și el și eu avem alte priorități sau încercăm cumva să le, încă încercăm să le stabilim, deși mai avem și noi momente când vrem să mai scăpăm, să mai fugim, să mai mergem la o discotecă, să ne mai scăpăm masă, să mai știi, chestii de astea normale, naturale, dar tot noi a doua zi spunem, mamă, ce pierdere de timp, ce prostie, mai bine stăteam acasă, copilul ținea în brațe, ne uitam la un film, mâncam ceva bun.
Dar totul se așează, din punctul meu de vedere s-a așezat. Bine, noi nu suntem nici cei mai tineri, adică nu avem... Nu, stai să ne înțelegem. Da. Nu suntem un cuplu căsătorit la 25 de ani și gata... Tu ești la a doua căsătorie, dacă sunt la a doua căsătorie, da. Soțul meu are 41 de ani, eu fac 39 anul acesta, adică cumva trecem în altă categorie de vârstă, altă perioadă de viață. Soțul meu e de seamă cu soțul tău, așa că nu mi se pare... Da, acum depinde, da. Știi, de fiecare. Da. Noi cumva, asta îmi spunea Alin, că o chestie foarte deșteaptă, așa zis așa, noi am trecut prin foarte multe în viață, dar Dumnezeu ne-a dus împreună în punctul în care știa că o să rezistăm împreună. Pentru că dacă eu te cunoșteam acum 10-15 ani, n-am fi rezistat niciodată, da, împreună. Ești prea nebună, ești prea tâmpit, sigur nu ne ieșa. Da. Da. Așa că, da, cumva lucrurile s-au liniștit, relația este din ce în ce mai puternică și chiar dacă mai sunt situații de astea de Google Maps și WhatsApp, și locație, cumva pui altfel dosarul pe masă, știi? La discuții. Băi, deci tu te ajungi la dosare, la alte, mă simt un adică lucrurile sunt... se schimbă total și mai ales apariția copilului, responsabilitatea, că cumva și de asta ajung la compromis, când încep și zici ce e mai important, da, să fiu supărată și să-mi duc o ambiție până la capăt, să fiu eu femeia aia care se luptă, să fiu cea mai fericită și așa, nu e așa, sau bă, fac un compromis și mă gândesc și la binele meu și la binele copilului și la binele familiei și la tot, așa ca un tot, pentru că știi cum, șansele sunt 50-50. Pleci de aici, găsești mai bun sau găsești mai rău. Sau găsești adică la fel. Da. Sau găsești la fel, adică... Deci nu sunt discuții între foarte, voi. Nu. E foarte important să ai încredere în partener, știi? Uh-huh. Dar încredere nu că te înșală sau că te înșală. Să ai încredere că poți să construiești o familie cu el. Asta cu înșelatul, știi cum e? Până la urmă trăim în 2022, da, toată lumea scapă mai devreme stânga-dreapta. Da. Cumva mai sunt ispita este atât de mare... Uh-huh. Instagram-ul, Facebook-ul ne spală pe creier, suntem oricum, noi ca și femei suntem depresive. Păi aia a plecat în vacanță, aia și-a luat niște pantofi. Aia e mai slabă, aia uite ce fundare, aia uite ce abdomen are. Vine acasă și zice, păi da, tu nu ești mulțumit, ai și tu pantofii, te-a dus în vacanță, toată ziua te plângi. Și cumva sunt niște lucruri care trebuie temperate. Crezi că aduc banii fericirea? Nu, dar aduc confort. Da. Deci a zis așa că e. Da, cu adevărat. Nu aduc fericirea, nu aduc fericirea, dar aduc confort. Dar aduc confort. Are bani? Da. Da. Bine, acum probabil fiecare în funcție de repere, na, că da, pentru noi bani acum, sunt 100 de lei. Da, pentru noi 50 de lei înseamnă bani, de asta. Dar nu o să întreb acum ce bani are în cont, dar o să știu cu ce se ocupă soțul tău. Este constructor. Dezvoltator. Dezvoltator. Face case, face blocul. Nu vă imaginați, face chestii mai mici, nu mari, dar da. Dar okay. A fost criteriul financiar unul important atunci când l-ai ales ca și partener? Nu l-am ales. Stabilitatea. Pe care ți-o oferă. Adică, hai să întreb altfel, dacă soțul tău, același om, da, era un tip care lucra în construcții pentru soțul tău, să zic, l-ai mai fi ales? Măi, eu nu pot să-mi imaginez vreodată pe Alin, pe soțul meu, lucrând el fizic cu ciocanul. Pentru că nu este genul. Dar să spune. Să ne imaginăm că ar fi avut un salariu mediu pe economie. L-ai mai fi ales tu, Diana Dumitrescu, practic o actriță super talentată, super în vogă, super celebră. Da, pentru că este un bărbat foarte deștept. Deci lăsând la o parte ce înseamnă finanțele și astea, el este varianta mea masculină. Noi ne înțelegem foarte bine din acest punct de vedere, avem foarte multe lucruri în comun și într-adevăr faptul că el este stabil financiar și că are o putere financiară și ne-am permis niște lucruri, gen, da, să locuim la o mașină, nu, mașina cum mi-am cumpărat-o singură acum 10 ani, aceeași, n-am schimbat-o, nu mi-a schimbat-o, deci... Aoleu. Nu, cam călătorit. Să se noteze, da? Adică bănesc că ai înțeles. Cam călătorit foarte mult, cam văzut niște locuri împreună, cam gustat niște vinuri scumpe împreună, o mâncare delicatese și așa mai departe. Da, dar cu toate astea, crede-mă că ne-ar fi stat bine și într-un apartament cu două camere. Dar noi și într-o vilă mânuță, cu 20 de camere. Nu avem 20 de camere și nu stăm în vilă, tot în apartament stăm. Un bloc. Dar nu, ideea este că el este un tip foarte deștept. Discuțiile noastre sunt de la bârfe până la discuții politice în care mă învață că eu cu politica sunt praf.
despre istorie, despre, adică avem foarte multe lucruri de discutat și nu cred că faptul că el are bani sau dacă n-ar fi avut bani și ar fi avut aceste cunoștințe, ar fi împiedicat relația noastră să fie, să existe. Pentru că nu sunt materialistă. Adică, sincer, chiar nu sunt genul... Eu am muncit toată viața asta, mea pentru asta tot ce am și avut. Și pentru că ești o persoană independentă și pentru că ți-ai câștigat banii și, practic, nu doar ți-ai câștigat... Dar n-am vânat niciodată bărbați bogați. Adică, asta e ideea, come on, nu că ai avut o meserie mea care ți-a adus destul de mulți bani, mai ales că na. Și notorietate și tot. Și notorietate și nu doar din meseria de actriță, plus că și din influență reală poți să câștigi cumva de bani, te cunoaște țara întreagă. Zi-mi dacă îți mai dorești vreun proiect TV. Sunt... Depinde. Da sau nu? E foarte complicată întrebarea, să știi, adică nu pot să răspund. Adică da ceva sau ce nu ți lipsește acum? Adică am și refuzat chiar mai devreme ceva, dar mi-aș și dori poate ceva, dar ceva să mi se potrivească. Încă o telenovelă, deci probabil, dori, sau da ceva? A, proiecte TV de genul, da, seriale? Da. Deci nu, da, da. Dori. Dacă mă pui să... Mă cheamă cineva să ai să prezinți nu știu ce emisiune, depinde. Depinde. Îți lipsește lumea asta a telenovelelor? Uneori da, uneori nu. Pentru că prioritatea mea este să le duc pe Carol și să fac din el un om și să fie un copil bun și ascultător și să, cum să zic, să aibă parte de atenția mea, de iubirea mea, de ce are el nevoie. Iar faptul dacă s-ar întâmpla să fiu pe platourile de filmare, m-ar ține foarte mult timp departe de el. Am avut experiența pentru Strada Speranței, când munceam de la 7 dimineața până la 7 seara. El e un copil ok, cu minte, dar cumva am resimțit lipsa mea în viața lui și prin comportament mai târziu. Și atunci... Spune-mi dacă acum, în perioada asta în care nu ești într-un proiect TV de genul serial, telenovele, etc. Alea sunt, avem Strada Speranței, da, și da, la canal de... Mă refer că gen da, acum da, da, nu filmezi. Filmez, da. Nu filmezi. Dacă există momente în care urmărești la TV alte producții și stai așa, cum să zic eu, cu un ochi critic pe televizor. Nu. Nu e, nu pentru că nu mă uit la televizor. Am mințit, eu mă uit la seriale. Eu mă gândesc așa, dacă aș fi actriță. Eu mă uit eu și dacă mi se pare că... Dacă aș fi seriale, actriță. La emisiuni, nu mă interesează. Păi nu emisiuni, seriale TV românești, mă refer. Nu mă uit. Eu dacă aș fi Diana n-ai Dumitrescu, cum, eu cred că minte. Pentru că vă spun de ce. Mă uit eu așa. Amințit. Mă este așa. Cine, ce telenovela a apărut? O X. Praf. Cine e actrița asta? Da. Cine e? Asta nici nu are facultate. Cine e zdrențul asta? Cine e asta, mă, nici nu are dicție. Da. Pe mine dacă mă chemau, eu făceam acolo un ceva super. Exact. Eu eram... Bă, cum să nu mă cheme? Eu hai dacă eram... Zi... Dar nu! Dar fac chestia asta la serialele străine la care mă uit, dar la cele românești nu mă uit. Dar s-a întâmplat... Și nu m-am uitat nici la filmele românești. Ți s-a întâmplat să fii chemată la castinguri de seriale. Da. Pe care să se întâmple să nu le iei. Da. Și să vezi că le-au luat actori mult mai slabi pregătiți decât tine. La seriale nu, dar la filme da. Da, și am avut această experiență de mai multe ori, dar am zis că fiecare producție este în care eu trebuie să apar, va veni. Și cam așa s-a întâmplat. La fel am zis și cu teatru, la fel am zis și cu televiziune. Adică nu am fost genul care a disperat. Știi când am avut panica cea mai mare? Imediat după ce am plecat din Pro și am divorțat și toate s-au schimbat atunci. Atunci am trăit o perioadă de panică, pentru că n-aveam încredere în mine și nu eram convinsă că ceea ce eram la ora actuală, eram eu, Diana, prin puterea mea, sau o producție făcută de Pro și sau așa mai departe. Făcut, adică da, un marketing bun. Da, și eram cumva, am fost în dezechilibru foarte mult timp până la primul proiect. Când au început să apară proiectele, că teatru, că film, că astea, că astea, am făcut cu Hallmark Channel film, am făcut teatru, adică lucrurile s-au echilibrat și am zis, ok, I can do it, deci este, mi-asum că eu sunt actriță și că pot să fac singură. Da. Și atunci, cumva, chestiile astea cu respingerile de la castinguri, care sunt dese, să știi, nu mă mai... Dar ai pus o dată una pe telefon să suni un producer sau să suni pe un director de casting și spui, bă, cum nu m-ai ales pe mine și ai ales-o pe X? Când, sincer, nu... Nu, nici nu mă cheamă la castinguri. Adică, cel puțin, producțiile noi... Deci n-am făcut asta. Cum adică nu te cheamă la castinguri? Uite așa, nu sunt chemată la castinguri. Adică se scrie rolul și are în cap, zice vreau să fie așa, așa, sau are un... Nu, n-ai înțeles, n-ai înțeles. Nu sunt chemată nici măcar la castinguri, doar la câteva la care mă înscriu eu automat printr-o agenție la care lucrez. Nu pot să cred așa ceva. Dar producțiile actuale românești, nu am primit niciodată un telefon de la producător pe care îi și cunosc, cu care am și lucrat de-a lungul timpului, sau ne-am intersectat cumva. Nu? Wow. N-am primit niciodată un telefon să-mi zică, bă, facem proiectul ăla, vrei să vii și tu să vedem, poate... Mai știi ceva? Dar știu că... Două probe, hai să te văd cum mai arăți, că nu mai știu cum mai arăți, că nu te-am mai văzut. Dar mi se pare incredibil. Nu. Băi, nu neapărat. Știi de ce? Pentru că în
chestia asta. Eu sunt oricum un personaj destul de epuizat. Gândește că eu am făcut telenovele 10 ani de zile. Da. La un moment dat m-am dus la niște castinguri de film. Iartă-mă la niște... că te întrerup, ai avut un rol care a fost mainstream, adică Regina, care oricum cred că e și acum e... practic firma ta, și nu știu. Și acum se dă în continuare pe post, lumea mă strigă în continuare Regina, cumva. E, și m-am dus la castinguri de film la niște regizori, ăștia nu vreau să dau nume, că nu are sens, dar niște regizori care fac filme bune românești și mi s-a spus, ești prea comercială, ești prea cunoscută, ești fost la un casting pe teatru, am ajuns între ultimele două actrițe și mi s-a spus, păi da, tu ai făcut telenovele, poți să duci tu o piesă din asta de grea în spate? O oră jumate, păi zic... Asta filmam câte 10.000 de ore. Am ajuns cu actrița de teatru. Da. Suntem ultimele două. Dacă tu nu-mi dai șansa să vezi că pot, n-am de unde să știu. Zic, și am și zis, dacă vrei, ia-mă dublură. Că nu sufăr de să fiu eu... Da. Că zic, eu am fost. Dar nu vreau să fac această meserie. Și mi-a... Da, nu, nu pot. Și atunci vin și zic, știi cum e? E... Dacă e să fie ceva pentru tine, vine. Dacă nu poți să lupți și să tragi cu dinții, s-ar putea să obții ceea ce vrei și să-ți pară rău. Pentru că lucrurile se... karma, știi? Dacă forțezi karma, la un moment dat se întoarce împotriva ta. Păi, da, mie mi se pare incredibil. De fapt, nu mi se pare, nu mi se pare incredibil, pentru că mă regăsesc total în spusele Dianei și, uite, chiar o să-i ofer o sticlă de vin de la prietenii noștri, de la Domenile Davidescu. Mulțumesc, e foarte bun, l-am gustat. O bei tu așa când ai un moment din ăsta în care... Mâncați ceva bun și vă uitați la un serial. Nu neapărat, în care ai tu chef să-ți amintești cât de talentată ești și că meriți foarte multe. Mulțumesc frumos! Din suflet ți-o oferim mulțumesc cadou. Mulțumesc frumos! Păi, și... putem să o lăsăm aici da, până plec? Da, sigur că da, sigur că da. Nu plecăm. Da, mi se pare că în România oricum sunt promovate cu totul și cu totul alte valori. Ce-i drept? Și eu deschid și rămân cu gura căscată la diverse situații în care sunt non-valorile promovate, că asta e, asta funcționează în România și asta va funcționa de când e hău și România. Dar, bă, mi se pare... Stai așa că pornisem de la o idee și am concluzionat diferit și asta spuneam. Deci eu oricum sunt o persoană care deja a trecut și cunoscută și am defilat cu multe telenovele și mai departe, consumată, să zic. Generațiile de actori și de artiști care vin din urmă sunt noi și atunci cumva televiziunile, producătorii, regizorii, este normal să dorească, să vrea să lucreze cu oameni noi, mai ușor de modelat, mai ușor de manevrat, știi? Sau de manipulat. Nu, în actorie nu e vorba de manipulare, e vorba de persoana aia crudă pe care tu poți să o faci cum vrei, mai ales pe producțiile de TV, când automat, deci un serial începe și cumva trebuie și vedeta și să o formezi și prin media, prin interviuri, prin cum o prezinți publicului și așa mai departe. Un om necunoscut e mai puțin mai interesant pentru public. Dar cine e fata asta? Dar hai să o căutăm, hai să vedem ce a făcut, ce aia. Uite, a fost în două piese de teatru, uite, a terminat facultatea la Ixulescu. Poate fi bună, hai să vedem. Hai să ne uităm la serial. Și cumva, știi, nu mai merge premisa aduc persoane cunoscute ca să fac rating. Nu, aduc persoane necunoscute pentru că s-ar putea să atrag mai mult public. Și atunci pe noi de ce nu ne-a nimeni puțin, mortă? Păi, că noi nu suntem necunoscuți. Exact, depinde, eu așa văd lucrurile. Asta e o părere personală, nu e o chestie generală. Dar nu s-ar putea să fie și datorită faptului, sau mă rog, că e mai ieftin actorul nou și tânăr? Păi eu cred că de obicei din ce mai aud prin domeniu și lucrez și eu de mult prin domeniu. Auzi, noi acceptăm să și gratis și tot eu clar dacă ar mai duce gratis. Și mai am o problemă, nu știu, dacă noi nu ne luăm de... și toți o proslăvim industria americană de film. Mai acolo dacă ai făcut vedetele alea mari, ce faci acum? Nu-l mai pe Tom Cruise, nu mai pe Brad Pitt, nu mai pe niciunul, că deja sunt perimați și nu mai faci niciun film, că ei de fapt duc în spate. Adică nu văd sistemul, nu știu, adică... În mod evident. Din păcate, am făcut mai trebuie să fac o vedetă ca tine și pe urmă zic, nu mai, gata, ești perimat. Păi ai să râzi, dacă am... Nu mă abțin. Adică aș putea să scot mai mult de la tine decât să... Știi care e problema? Lucrurile în ultimii 10 ani în România, tot ce înseamnă producție și ce înseamnă televiziune și tot... Cu ce am fost noi obișnuiți, mai ales în televiziune private, deci cu ce am fost noi obișnuiți, eu, generația mea, de la din 2014-15, cam așa, s-a schimbat total. S-a dereglat piața. Prețurile actorilor, prețurile vedetelor, celor care cântă și așa mai departe, totul s-a dereglat, s-a creat un dezechilibru total, în care ăia care erau super bine plătiți au ajuns pentru că era
o ofertă foarte mare pe piață să meargă cu prețul mai jos doar ca să prindă și cumva de aici pornește această dereglare. S-a distrus. Noi nu mai avem industrie cinematografică. Din păcate, la noi nu se mai fac filme ca pe vremuri când trăia Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să-l odihnească. Nu mai există. Noi nu mai avem așa ceva. Crezi că sunt de vină și serialele străine care au apărut la noi în țară? Nu, ar trebui să fie un exemplu. Ar trebui ca oamenii, ok, vine un serial străin să filmeze în România. Știi care e chestia? Bă, vrei să vii să filmezi la mine? Ia 3 actori. În toată distribuția ta, 3 actori. La alegere, nu ți-mi pun. Dar ia 3 români să joace. Și, drept dovadă, aveți și noi actor român care joacă, Stan care joacă în Avengers. Adică sunt mulți care au ajuns mari. Dar apropo de actori români, spune-mi dacă este cineva. Pe noi nu ne interesează, iartă-mă, industria, cine interesează bani? Clar. Punct. Și noi mergem și gratis dacă sunteți producători de filme. Noi nu suntem cunoscuți producători. Ai grijă că nu știi la ce te înhami. Nu suntem orice cunoscuți. Zi, Oana, zi acolo, vă rog, zi acolo. Suflet, luați-ne nu orice cunoscuți. Pe platourile de filmare. Da. Practic, pentru început, eu o să lucrez, să spun ce o să fac. Ușier. Mă ia, practic, un rol secundar. După care mă infiltrez și devin principalul principalilor. Bună, tu preiei proiectul să mor eu dacă te mint. 100% dacă acolo. Ești bună și cu talent, da. Se poate întâmpla. Eu așa am pățit în prima producție, în prima telenovelă în care am jucat. Cum eu, am avut figurație specială, practic, în acea... În ce telenovelă? În Păcatele Evei. Ok. Uh-huh. De unde eram o modelină și la un moment dat s-au schimbat lucrurile, s-au mai scos anumite personaje și au zis, gata, tu de fapt ești detectiv sub acoperire. De fapt, ești miezul. Uite, așa a crescut rolul meu. Pentru că m-au plăcut, mi-am făcut treaba și mai departe. Cum am venit și eu aici ca invitat în această emisiune și după ce m-am distrat 10 secunde, am preluat postul de conducere. Da. Nu puteau să mă ia și pe mine să joc în Titanic sau în ceva. Acum și tu visezi ca și mine, pe cuvântul meu și când mă trezesc, când sună ceasul de mine. Știi cum e? Pași mici, dar siguri. Așa mi-a spus, așa ne-a spus și șefa noastră. Experiența mea ce înseamnă. Spune-mi dacă există vreo vedetă, mă rog, actriță sau actor, din producțiile în care ai jucat, cu care nu vrei să mai ai niciodată nicio legătură. Da sau nu? Nu. Eu nu o cred. Ți se întâmpla să ți se pară că e altcineva favorizat mai tare pe platoare de filmare, nu știu. Gen, că poate echipa era mai dură cu tine decât cu alți actori sau poate că... Ei, au fost tot felul de situații. De nepotisme. Da, și probabil și eu am fost la un moment dat privilegiată prin acest nepotism, lucrând pentru Ruxandra Ion, care mi-era soacră sau urma să-mi fie soacră la vremea respectivă. Probabil că și eu am creat niște situații, conștient sau inconștient, conștient nu mi-amintesc, dar inconștient sau cumva de situații în care lumea m-a invidiat sau lumea m-a jurat sau așa. Adică situații sunt și gândește-te, când stai foarte mult, nu știu cât munciți voi aici, dar când, când vii la 7 dimineața și pleci la 10 noaptea, de luni până sâmbătă, păi e imposibil, adică suntem oameni. Adică oricât ai vrea să fii de calm și de liniștit și de bun și de să nu îl bârfești pe ăla de lângă, la un moment dat tot mai scari. Apropo tot de, mai comentezi. Apropo de calm și de liniștită, cât de liniștită ai fi tu și de calmă? Dacă ai sta într-o seară tu așa frumos, în pace, ar apărea soțul tău și ți-ar spune așa, iubire, băi, în această seară. Eu nu vreau să iau parte la întrebare. Eu vreau să facem o noapte nebună. Așa. Tu calm l-ai întrebat, da, iubire, și eu aș vrea, cum putem să procedăm? Menaj la tras sau ce? Da, și să-ți spună că vrea să mai aduc o fată sau un băiat. Nu, sub nicio formă. Ai zice nu? Da. Și dacă ar insista, dacă ar spune, uite, îmi doresc asta foarte mult. E și ea zice, găsește două, du-te cu ele și lasă-mă pe mine în pace. Nu, sub nicio formă, nu există. Asta este o chestie care este un sacrilegiu pentru patul căsătoriei. Nu știu cum să explic. Adică e ceva total greșit. A, că într-o relație se poate încerca și zici, experimentezi când ești tânăr și nu știu. Să zicem că poate, poate. Dar când ești căsătorit cu copil acasă, să vii tu să-mi aduci mie pe vruna, cum am zis, că nu mai știu cum i-am zis. Zdrențulească. Zdrențulească în pat? Na, sub nicio formă, nu există. Nu. Și poate el, dacă spune treaba asta, probabil când se hotărăște că vrea să plece de acasă, de tot, nu știu. Adică nu, dacă îmi spune treaba asta, zic, ia, puneți un film și lasă-mă. Nu, ideea e că nu. Înseamnă că atunci există o problemă. Atunci există o problemă într-o relație și atunci, lăsând la o parte că nu se va întâmpla ever, dar îți dai seama că ceva e neregulă. Și atunci dă-i pe soțul, dacă te duce capul sau nu, altele zic, ia du-te bă și lasă-mă dacă ai filme de-astea, sau care e problema? Ce-ți lipsește? Vrei spicy? Păi telec de pace, te biciuie să vezi ce spicy e și nu ne mai trebuie una în pat. Adică, nu știu, cumva găsești o alternativă. Octav, de nu că de... eu asta, mă, eu aveam, eram deja la film. De ce eram cu legat de pat, bătut, biciuit?
Băi, bă, unde ai... Deci lucrurile astea... Doamne, nu-mi vine să cred că am vorbit așa ceva la emisiune. Eu așa aș vrea să... Doamne, dacă știu ce întrebăm alți invitați, nu vrei să-ți imaginezi? Asta e ceva extrem de fin. Da. Nu vreau să-mi suntem imaginez. Extrem, extrem nu, de fin. Nu, mă gândeam că poți să-l mai și trebuie să zici, ți-am luat bine la Amsterdam, du-te acolo, ia vezi. Nu, că nu e fan. Nu suntem fani. Adică... Dragilor, azi a fost o zi foarte drăguță, mai ales că invitata noastră este una absolut superbă și sinceră. Mai ciocnim o dată un pahar de vin. Domnule Davidescu, mulțumim mult de tot. Diana Dumitrescu, îți mulțumim din suflet. Mulțumesc pentru invitație. Și sperăm că te mai vedem vreodată după emisiunea de azi, adică sper să nu ne dai bloc. Și voi că ne mai urmăriți vreodată, aia puțin, oricum ne urmăriți mulți oameni. Și a fost și o emisiune deșteaptă, educativă. Da, noi suntem foarte deștepți. Deci ne-a ieșit în sfârșit și nouă emisiune. Datorită Dianei, da. Da. Nu știu cât, mă rog, în cazul ăsta, nu știu cât urmăritori vom avea, că așa e la emisiunea deșteaptă. Eu zic o să avem. Bă, pupăm.